Bună, sunt Oana, urmăriți Oana Întreabă. Astăzi întrebăm make-up artist-ul cum putem avea sprâncene perfecte. O întrebare pe cât de simplă, pe atât de comună. Alături de noi este Alina Barbu, make-up artist și blogger la alinabarbu.com. Deci, Alina, ce facem cu sprâncenele? Ei bine, astăzi vom învăța cum să tundem sprâncenele și totodată vă voi învăța cum să le conturați în cel mai ușor mod posibil. Ok, ușor e bine. Do your magic. Pentru a face asta aveți nevoie de o forfecuță și de o perie. Dacă nu aveți una specială, puteți lua una de la un inel vechi, o curățați și o folosiți. Periem firele de păr în jos. Iar apoi tundem sprâncenele. Periați din nou ca să vedeți firele rămase, firele lungi care au rămas. Tundeți din nou, le periați. Iar asta e tot. Am terminat cu tunsul, acum trecem la conturul sprâncenelor. Vom folosi un format gri închis. Și vom începe să conturăm de la punctul cel mai înalt al sprâncenei spre exterior. Este foarte important ca această parte să fie cea conturată puternic. Puneți far puțin câte puțin, în niciun caz foarte multă cantitate din prima, pentru a nu obține un aspect aspru. Iar apoi mergem pe linia inferioară a sprâncenei și o conturăm. Iar apoi difuzăm culoarea în sus. În niciun caz nu trebuie să încărcăm sprânceana cu produs. Colțul intern al sprâncenei trebuie întotdeauna să rămână cât mai natural. Apoi vom folosi peria pentru sprâncene. O vom peria. Și gata.